numărul nostru The Mind Reading Revolution. The Mind Reading Revolution. Periculos număr. Sounds interesting. Este invenția noastră în magie mentală. Oh, very dangerous performance. Vă rog frumos să pregătiți obiecte pe care le aveți cu dumneavoastră și cu care puteți veni mai târziu pe scenă. Domnul Andy, vă rog frumos să veniți pe scenă. Sigur. Succes, și să verificați... și să verificați această pereche de ochelari de not. I-am vopsit în negru pentru a ne asigura că nu se poate vedea nimic, nu pătrunde nicio rază de lumină. Realitatea e că nu se vede absolut nimic. Vă rog frumos să-mi puneți această pereche de ochelari. Fără să vă distrug coafiura, aici va fi într-adevăr o provocare. Mulțumesc. Și nici machiajul, Andy, deci adu-ți aminte cum uite, vezi că eu n-am atins. Așa. E bine? Mulțumesc. Perfect. Seamănă puțin cu Olivia, dacă mă gândesc. And you can also examine Anca very closely. So examine Anca, te lasă. Putem fi examine noi. Please look into her ears. Ia uite în urechi. Să n-aibă căști prin care să-i se poată vorbi. Da, n-are nimic. Și spatele e gol, să știți. Noi am mers și mai departe. Am fost la notar și am semnat un document prin care promitem că nu folosim mijloace electronice, microfoane ascunse sau difuzoare, asistenți secreți sau plasați în public, și dacă am încălcat această promisiune, v-am datora fiecăruia dintre dumneavoastră $1,000,000. Oh, no. Vă rog, încălcați această promisiune. Nu o voi încălca. Iar acum, domnul Andy, vă rog frumos să ne ajutați astfel. Da. Avem aici 4 mingi pe care vă rog să le aruncați în public, astfel încât să alegem aleatoriu 4 spectatori care vor veni pe scenă cu obiectele lor. Mamă, dacă aveți un obiect cu numere și cu atât mai bine. O să dau și aici, așa ca să... Așa. Darling, please assist me. 2 secunde. Nu, și poftiți să mă aducă... pe scenă. Așa, bravo. Cei care au prins mingea să vină pe scenă. Am voie și aici? Da, da. Imediat. Trebuie să mergeți pe scenă dacă ați prins mingea asta, vă roagă. Haideți. Ca să complicăm și mai tare numărul, Florin o va arunca pe asta. Exact în spate, așa, Florin. Foarte bun. Haideți, urcați pe scenă, cei care ați prins mingile. Everybody who comes on stage has an object. Trebuie să aveți un obiect la voi, un obiect în buzunar. Aveți un obiect în buzunar? You have an object with you. Nu spuneți ce e. Aveți? Da. Vă rog, scoateți obiectele și țineți-le în palma deschisă. Fiecare uitați-vă la ele. Fiecare câte un obiect. Ce aveți voi? Prima persoană. Gândiți-vă la scopul acestui obiect. Foarte interesant că pot vedea ca și prin sticlă. I see as if through glass. Da, aveți o pereche de ochelari. You have a pair of glasses. Vă rugăm, ridicați. Următoarea persoană. Nu știu la ce vă gândiți, că aud multe, multe voci și văd poze și numere de telefon. Aveți un telefon, vă rog frumos, ridicați-l. Ok. Color? Este un telefon alb. Brand? A zis și culoarea și brandul? Următoarea persoană. Hai mă, lasă-mă. Yes, thank you. Mă văd în oglindă chiar înainte de spectacol și mă rujez. Aveți un ruj, vă rog frumos, arătați-l. Mama, nu cred. Good, thanks. Și ultima persoană. Sunt sub presiune, mă grăbesc la o întâlnire sau la un spectacol, mă tot uit la ceas. Dumneavoastră, aveți un ceas, vă rog frumos, arătați-l. Un moment, vă rog frumos. Întoarcem la membrii juriului. Oricare din dumneavoastră
Dacă aveți o bancnotă sau dacă doriți luați o bancnotă din public și arătați-o lui Luca. N-am. E pe sărăcie astăzi. Currency? Da, aveți o bancnotă de ron. Yes, good. De 100 de ron. Mm-hmm, yes. Și numărul de serie începe cu 0. Nu cred. 1. Nu cred așa. Thanks, perfect. Wow. Now the remaining digits. 2, 5, 3, 1 și 7. Dacă e corect, vă rog, ridicați mâna. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Wow. Vă mulțumim. Dar numai cu bancnote vă este treaba asta? Eu, de exemplu, dacă scriu ceva pe un cartonaș, o să știți ce am scris? În runda următoare. Aha. Dragă Luca, n-ai nicio scăpare. You have no chance because you married me. Yeah, she can see everything. Luca, unde ești? La meci? Haide, lasă-mă, ești la berărie, da. Putem avea un bonus mic? A phone number or something like that? Take out your phone. Dă-i telefonul. Or just open any contact in the contact list. Păi, aici e cam periculos cu telefonul Florin. Numărul de telefon începe cu 0-7-2-2. Urmează 3-2-2. Dacă e corect, vă rog, criticați mâna. Da! E super corect! Vai, doamne! Dar de unde chestia asta? Deci mie nu-mi vine să cred. Nu te întreba, n-are rost să te întreba. Dar cum să nu? Păi dau să mă gândesc o săptămână la ea. Wow! M-am văzut ceva pentru care noi nu avem explicații. Eu, cel puțin, I have no explanation for this. It was amazing, it was a real show. I felt like I'm in Las Vegas, and you two are the biggest star I ever seen. So, from my side, congratulations, and you are amazing, guys. Thank you so much. Mulțumim mult, mult de tot. N-are rost să comentăm, să ne întrebăm. Din partea mea aveți un da. Din partea Andrei? Categoric, da. Categoric. Din partea Mihaelei? Da. Mi-e teamă că, indiferent ce am fi spus, ea știa de dinainte. Aveți 4 de da și mergeți în etapa următoare. Mulțumim! Bravo! Hey. Mulțumim! The other side. Asta n-a știut. Uite că n-a știut parcă.